John Steinbeck, Perla. O novelă micuță a lui Steinbeck, tristuță, dar sigur vă va face să vibrați. Acțiunea se petrece într-un sat sărac, de lângă mare, în care trăiesc scufundători, căutători de perle. Unul dintre aceștia, care tocmai avusese o nenorocire în familie, băiatul lui fusese înțepat de un scorpion și medicul din sat, din orașul de lângă, refuzase să vină într-o primă instanță să-l trateze, deoarece era prea sărac. Deci acesta găsește o perlă imensă. Nu mai fusese văzută așa o perlă. Și probabil că avea o valoare incredibil de mare. Este foarte bucuros, deja vede cum își va trata și băiatul, va deveni foarte bogat, își va permite să cumpere nevestei lui tot ce își dorește, va avea o viață extraordinară, își va ajuta familia. Numai că lucrurile nu stau chiar atât de ușor. Când încearcă să vândă perla cumpărătorilor, își dă seama că de fapt ei sunt vorbiți între unul cu celălalt și este oferită o sumă absolut derizorie. Se spune că nu, asta este o perlă falsă, adică da, e prea mare, nu, nimeni nu va cumpăra o astfel de perlă mare și se oferă foarte puțin bani. În același timp, se intră peste el în casă, noaptea, încercându-se să-i se fure perla, este forțat să omoare pe unul dintre cei care îl atacă, casa ia foc, soția lui încearcă să scape de perlă, să o arunce în mare, pentru că începe să-i fie frică de ceea ce se întâmplă. El însă nu renunță. Pleacă de unul singur, sau nu mai țin minte, poate sau cu soția, nu mai țin minte exact ca și tu acum vreo 2 ani. Pleacă și încearcă să ajungă într-un oraș mai mare unde să vândă perla, pentru a câștiga prețul corect de pe urma ei. Ce se va întâmpla până la final? Luați și citiți, nici nu-i mare, cred că are până într-o 100 de pagini, 80 de pagini, merită. Dacă vă place, vă recomand tot de Steinbeck, Nopți fără lună.